Te-ai gândit vreodată să mai aduci câteva plante în casa ta? Aceste plante nu doar adaugă culori în viața ta, ci și sunt extraordinare pentru îmbunătățirea calității aerului și pentru eliminarea substanțelor toxice. Mai mult decât atât, cercetările științifice au demonstrat că plantele de interior pot reduce stresul psihologic și de asemenea îți oferă o mulțime de beneficii pentru sănătate. Singura problemă în această ordine de idei constă în faptul că există o sumedenie de plante care au diferite necesități și îți pot oferi diverse beneficii pentru sănătate. Poate fi cam dificil să alegi planta potrivită anume pentru casa ta, dar nu trebuie să te îngrijorezi, suntem aici pentru a te ajuta în această privință. În filmulețul de astăzi îți vom povesti care sunt 12 din cele mai sănătoase plante pe care trebuie să le ai în casă pentru a avea un stil sănătos de viață. Aloe vera. Planta vindecătoare de aloe vera este un adaus extraordinar pentru pervazul tău de bucătărie, deoarece plantei respective îi place să stea la lumină. Fiind mereu la îndemână pentru oricare arsură de bucătărie, aloe vera va purifica aerul de formaldehid și de benzen, care se regăsesc în diferite chimicale, precum soluțiile de curățare. Planta respectivă crește foarte bine într-un loc însorit și nu necesită să fie odată prea des. Aceasta face din ea o opțiune perfectă pentru persoanele care abia încep să aibă grijă de plante de interior. Doar ai grijă să nu fie în calea ta și să stea într-un loc luminos. Planta șarpe. Prezența plantei șarpe nu doar înfrumusețează aparența interioară a casei tale, ci și îți purifică aerului. Ceea ce face planta respectivă să fie unică este abilitatea ei de a converti dioxidul de carbon în oxigen chiar și în timpul nopții. De asemenea, ține reacțiile alergice departe de tine prin eliminarea din aer a poluanților toxici. Conform organizației American Society for Horticulture Science, planta șarpe poate reduce concentrația de ozon în interiorul încăperii simulate și poate reduce cantitatea contaminanților proveniți din aer. Palmierul fluture. Planta respectivă este renumită datorită abilităților sale de a purifica aerului. Este foarte rezistentă. În consecință, este o variantă perfectă pentru tine. Dacă ești novice în lumea plantelor de interior. Palmierul fluturele filtrează benzenul și formaldehida din aer, făcând aerul din încăpere proaspăt și potrivit pentru respirație. Preferă să fie plantat în sol umed și pus în zona cu flux bun de aer. Pe lângă faptul că contribuie la purificarea aerului, palmierul fluture este un umidificator natural, ceea ce îl face și mai benefic pe parcursul ierilor uscate. Preferă zonele în care lumina solară este aprinsă, dar nu și directă. Trebuie să știi că această plantă necesită să fie tăiată în mod regulat, dat fiind faptul că crește rapid. Nu este toxică și din acest motiv nu reprezintă niciun pericol pentru animalele tale de companie. Potosul. Potosul este una dintre cele mai populare plante de interior datorită naturii sale robuste. Nu are nevoie de pământ special sau de raze solare directe pentru a crește. Nu-ți va crea probleme prea frecvent. Planta respectivă elimină din aer poluanții precum monoxidul de carbon, formaldehid, xilenul și benzenul. Prin urmare, purifică mediul înconjurător de substanțe toxice potențial periculoase. Potosul poate de asemenea majora nivelul umidității aerului. Cu cât umiditatea aerului este mai mare, cu atât sunt mai mici șansele tale de a contracta anumite infecții virale, precum gripa. Arborele de cauciuc. Arborele de cauciuc are frunze ovale strălucitoare care seamănă cu pielea. Planta respectivă îmbunătățește semnificativ aspectul interior al casei tale. Este o plantă ieftină care nu provoacă reacții alergice, care îți poate oferi beneficii numeroase și care are un aspect exterior atrăgător. Arborele de cauciuc purifică aerul, eliminând sporii ciupercilor și bacteriilor. De asemenea, convertește toxinele periculoase din aer în substanțele chimice care nu reprezintă niciun pericol pentru sănătate. Planta respectivă nu este prea pretențioasă în ceea ce ține de îngrijire. Chiar dacă îi plac razele solare indirecte, se poate adapta la condiții de luminozitate scăzută și are nevoie de cicluri nu prea frecvente de udare. Planta zuzu. Zamioculca zamifolia, cunoscută și sub numele de planta zuzu, este o altă plantă de interior care nu necesită îngrijire sofisticată și udare prea frecventă. Proprietățile sale medicinale unice reprezintă încă un motiv din care merită să ai această plantă la tine acasă. Ajută la ameliorarea durerii de ureche, deoarece conține antioxidanți precum triterpenoida și compuși polifenolici. Conform revistei Hort Technology, planta zuzu este extrem de rezistentă la insecte, paraziți și la alte maladii de plante. O asemenea proprietate face din planta respectivă o opțiune ideală pentru casa ta. Dracaena coastă de aur. Plantele dracaena sunt extrem de rezistente la condiții aspre, precum o vreme uscată. Această plantă este foarte importantă din punct de vedere medical, deoarece ajută la prevenirea durerilor de cap, problemelor renale, anemii și altor probleme respiratorii care au loc din cauza unor cantități mari în aer de dioxid de carbon, tricloroetilene, benzen și formaldehidă. Planta dracaena elimină aceste substanțe periculoase din mediul înconjurător. Însă dacă ai animale de companie, ar fi mai bine să optezi pentru alte plante, deoarece frunzele plantei respective sunt toxice pentru câini și pisici dacă aceștia le mănâncă. Monstera deliciosa. Este o plantă de interior iubită de multe persoane care crește foarte repede, acționează în calitate de umidificator
umidificator și purificator de aer. Frunzele mari și frumoase ale acesteia îți fac interiorul casei să arate mai atractiv. De asemenea, frunzele respective rețin praful și alte substanțe nocive din aer. Creează un mediu umed și prin aceasta împiedică dezvoltarea problemelor respiratorii și uscarea pielii. Pune această plantă într-un loc cu luminozitate bună și cu mult spațiu, deoarece crește repede. Trebuie să o uzi o dată pe săptămână sau ori de câte ori arată uscată și însetată. Șiragul de perle. Această plantă frumoasă de interior este cunoscută cel mai bine datorită proprietăților sale ornamentale și decorative, însă acesta nu este singurul ei beneficiu. Planta respectivă, de asemenea, poate contribui la reducerea stresului și este benefică pentru sănătatea ta psihologică prin îmbunătățirea ambianței. Încearcă să o ții într-o zonă cu lumina aprinsă de soare, asemenea unui pervaz. Dacă ai copii sau animale de companie, planta respectivă ar putea fi periculoasă, deoarece are efecte toxice dacă este mâncată. Poți să o atârni într-un coș departe de copii și animale și să savorezi beneficiile și frumusețea șiragului de perle. Planta păianjen. După cum sugerează denumirea, planta păianjen are frunze lungi și înguste aranjate astfel încât seamănă cu piciorușe de păianjen. Este una dintre preferatele plante de interior pentru multe persoane. Este favorita pe bun merit deoarece oferă o mulțime de beneficii pentru sănătatea umană și pentru mediul înconjurător. Elimină din mediul înconjurător toxinele periculoase, asemenea monoxidul de carbon din interiorul încăperilor, ceea ce duce la micșorarea stresului, oboselii, durerii de cap, la ameliorarea simptomelor de răceală și la împrospătarea și purificarea aerului pe care îl respirăm. De asemenea, această plantă este o alegere perfectă pentru casa ta, datorită faptului că nu este deloc toxică. Adevărul este că chiar o poți mânca. Este destul de nutritivă și are un gust ușor amărui. Arborele de jad. Planta respectivă este cunoscută sub denumirea de copacul banilor. Această denumire este asociată cu superstiția că planta respectivă aduce bogăție în casă. Este posibil că superstiția în cauză se datorează frunzelor sale strălucitoare în formă de monedă. Nu suntem siguri dacă aduce sau nu bogăție în casă, însă putem spune cu certitudine că reprezintă o plantă perfectă pentru casa ta, deoarece majorează umiditatea aerului, absorbe dioxidul de carbon și elimină oxigen chiar în timpul nopții. Este o plantă extraordinară pentru a fi pusă în dormitorul tău. Durata ei de viață este lungă, fiind îngrijită și protejată adecvat, poate trăi până la 70 de ani. Ficusul irata. Această plantă este cea mai populară plantă de interior. Este folosită de designer datorită frunzelor sale verzi și lucitoare și aspectului său exterior estetic. Planta respectivă gigantică îți poate oferi o mulțime de beneficii pentru sănătate. Controlează nivelul de umiditate, prinde și reține praful din mediul înconjurător și acționează în calitate de purificator de aer. Prezența acestei plante frumoase de interior poate preveni durerea de gât, gripa, răceala și tusea. În ceea ce privește îngrijirea, această plantă are nevoie de puțină lumină solară indirectă și de udare de 2-3 ori pe săptămână. Plantele de interior sunt frumoase, purifică aerul și îți oferă o mulțime de beneficii pentru sănătate. În această situație, ambele părți au ceva de câștigat. Mai mult decât atât, aceste beneficii nu sunt asociate doar cu starea ta fizică de sănătate, ci și cu starea de bine a minții tale și a sufletul tău. Dacă mediul din casa ta este curat și liniștit, te simți bine și relaxat. Dacă ții plante de interior acasă ori în locul tău de muncă, asta fără îndoială ar putea fi unul dintre cele mai bune răsfățuri pe care le poți oferi organismului tău.